Cu ani de zile în urmă, în momentul în care iubitorul de frumos în ceea ce privește limba și sufletul Benoane Burtescu își încheia alergarea, îi spunea lui Dan, care era lângă patul lui, vă duceți aminte vorba aceea care eu am luat-o ca un testament pentru biserica noastră. Domnul vine, fuga. Fuga. Domnul vine, fuga. Era Benone un maestru al cuvintelor și mie mi-a plăcut că a ales din toate, din toate cuvintele care le-ar fi putut alege, la vremea respectivă a ales cuvântul ăsta. Domnul vine, fuga. Este fel de a vorbi mai arhaic, dar mai plastic. Îl vedeți pe Domnul fugind către noi? Cam asta este ideea. Domnul fuge către noi, nu că vine repede. Fuge către noi. Îmi place tare mult și pentru că am avut titlul ăsta și de alte dăți, am pus, eu știu, ca titlu pentru meditația din Dimineața aceasta, Domnul vine, fuga 2022. Dragii mei, nu am pretenția că mă voi uita înapoi la tot ceea ce s-a întâmplat în anul 2022. Dar sunt câteva lucruri la care aș vrea să vă atrag atenție. Anul 2022 a fost totuși un an care. Un an gen trambulină. Știți care este efectul de trambulină? Efectul de trambulină este că te aruncă probabil de două, trei ori mai departe decât ai putea să sari tu. Deci tu dacă poți să sari un metru jumătate, când ai o trambulină, trambulina te, te aluncă cam la trei metri. E bine. Anul 2022, părerea mea este că a, a avut un efect de trambulină asupra istoriei și ne-a aruncat cumva spre Isus Hristos mult mai departe sau mult mai aproape de El decât a fost în anul 2021. S-a încheiat pandemia, s-a încheiat COVID-ul, am resul, res, răsuflat ușurați, am zis că ne întoarcem la normalitate, așa este... Vi se pare că E normal? Mi se pare că trăim în normalitate? Puțin în dimineața asta voi cere îngăduință și răbdare cu mine pentru câteva secțiuni din anul 2022. Înainte de toate însă, aș vrea să vă aduc aminte ce spune Domnul Isus Hristos în legătură cu noi, în Matei, capitolul 5, cu 13, voi sunteți sarea pământului. Fraților, aveți grijă. Voi sunteți sare, voi nu sunteți miere. Cuvântul lui Dumnezeu nu este mieros. Noi nu suntem nici zahăr. S-ar putea întâmpla ca cuvântul lui Dumnezeu, datorită faptului că este sare, să nu placă pentru mulți și mulți să fie aceia care să zică e prea de tot. E prea tare. Numai că cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care spune voi sunteți sarea pământului, vrea să spună că noi avem o acțiune, o acțiune puternică împotriva a ceva. Împotriva a ce? Împotriva oricui, oricui, oricărui fenomen de alterare. Mulțumesc. Noi suntem un agent de lucru foarte puternic împotriva alterării. Noi nu stăm pasivi. Rețineți acest lucru. Noi nu stăm pasivi. Noi nu suntem un element pasiv în lumea aceasta. Noi suntem un element activ. Și pentru orice element de alterare. Creștinismul biblic al lui Isus Hristos este un element de blocaj. Și s-ar putea să nu fim foarte plăcuți în anumite aspecte. Al doilea lucru care aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră se găsește în Daniel, capitolul 12, ultimul capitol al lui Daniel, acolo unde este... Um, finalul cărții sale. Da. 12 cu versetul 9 și 10. Dute Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Unde ne duce textul acesta? Până unde? Până la vremea sfârșitului. Atunci, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cine face lucrarea asta de curățire, de albire și de lămurire? Cine o face? Cuvântul lui Dumnezeu. Este o lucrare plăcută sau mai neplăcută? Ce părere aveți? Plăcută sau neplăcută? Când te ia cineva la spălat, E plăcut sau nu? Feels good? Probabil că da, numai că depinde cum te spală. Că dacă te spală cu peria mai tare, s-ar putea întâmpla să nu te simți foarte bine. Zice aici, curățiți și lămuriți. Dar chestia cu lămuritul cum e? Ce înseamnă lămurit? Este imaginea aceea a trecerii prin foc, unde metalul se lămurește, așa că o, vă rog să observați. Nu este un caracter foarte plăcut. Este trecere prin foc, este trecere prin apă. Vreau să vă spun o parabolă care am trăit-o la mine acasă. Am... Aveam niște papuci cu talpă neagră. Și pe unde mergeam prin casă, lăsam urme negre. Și soția nu mai reușea să biruie. Eu, fă... Eu scriam și ea ștergea. Cam asta era regula în bucătărie. La un moment dat am zis, nu mai merg cu papucii aceștia, o să-mi iau papuci albi. M-am dus la Hollister, am zis eu că e filmă mai bună, am luat niște papuci albi și am început să îi port și n-au mai fost urme pe podea. Dar de la o vreme, albul se murdărește, știți? Și m-am dus, am luat papucii și m-am dus să-i spăl. Și am spălat să se ducă mizeria, să rămână albă. Spre surpriza mea, spălăm la ei și se făceau mai negri. Eu spălam ei și se făceau mai negri. N-am înțeles ce se întâmpla. N-am înțeles ce se întâmpla. Ce ziceți că se întâmpla? Poftiți? Da, fraților. Vreau să vă spun un lucru. N-am înțeles ce se întâmpla până când a venit soția. Eu i-am tot spălat în continuu. Și a venit Viorica la mine și a zis Vali, tu nu vezi că-ți vopsiți? E, e foarte ciudat să fii vopsit. În alb. Atunci când te spală, iese negru. Asta este parabola care am simțit-o eu, care am trăit-o eu la mine acasă și vreau să vă vă confrunt cu ideea aceasta și să merg mai departe cu textul. Versetul 10 nu se termina acolo. Zice, mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți, cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege. Nu va înțelege ce? Odată că fac răul și nu va înțelege, mai este și altceva ce ar trebui să înțeleagă și nu înțeleg? Nu vor înțelege că a venit timpul să nu mai facă răul. A venit vremea sfârșitului. Este vremea când harul lui Dumnezeu strigă la noi pentru schimbare de direcție, pentru schimbare de viață. Nu vor înțelege că este vremea când oamenii trebuie să fie curățiți, albiți și lămuriți. Nu vor înțelege lucrul acesta. Ei vor sta sub timpul acesta și în loc să fie albiți, ei vor fi. Se va duce avorsea. Zice, niciunul din cei rei nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Anul 2022 a fost o carte deschisă pentru foarte mulți. Unii au înțeles, alții nu au înțeles. Aș dori ca împreună să trecem doar câteva pagini. Atât, doar câteva pagini, rămânând ca dumneavoastră să vă uitați puțin. Um, Retrospectiv și să găsiți alte pagini, pentru că, încă o dată, s-a scris mult în anul 2022. Istoria nu mai este cum a fost. O să rog media să împună primul slide, pentru că astăzi, pentru ca să ne fie mai ușor, aș vrea să citim puțin. Deci, cei înțelepți vor înțelege un citat din. Mărturii, volumul 7, pagina 14. Aceia care se așează sub controlul lui Dumnezeu pentru a fi îndrumați și călăuziți de El, vor înțelege lanțul sigur al evenimentelor rânduite de El ca să aibă loc. Ce vor înțelege? Înlănțuirea. S-ar putea întâmpla să înțelegem evenimente sporadice, separate. Uite ce s-a întâmplat acolo, uite ce s-a întâmplat dincolo, uite ce s-a întâmplat dincolo. Dar dacă înțelegem evenimentele separate, noi nu vom vedea planul măreț al lui Dumnezeu. E nevoie să se înțeleagă lanțul, înlănțuirea evenimentelor, în cauza și efectul lor, pentru a înțelege modul în care Dumnezeu lucrează. Dacă ne întrebăm de ce lumea stă liniștită sub un lanț de evenimente care par să fie extrem de alarmante, răspunsul este că oamenii nu fac legătura. Evenimentele nu se desfășoară înlănsuite. Evenimentele se desfășoară hazardant la voia întâmplării, fără o legătură una cu alta. Aici, ni se spune că înțelepciunea divină cere de la noi să vedem și să înțelegem lanțul sigur al evenimentelor rânduite de el să aibă loc. Evident, sunt și evenimente care uh, au loc. Eu o să vă întreb, la întâmplare? Există întâmplarea în lumea noastră. Nu vă oblig să credeți într-un fel sau în altul. Dar vă rog să fiți atenți la diferența între hazard, întâmplare și evenimente rânduite de el să aibă loc. Observați diferența. Inspirați de Duhul lui, al acelui a care și-a dat viața pentru viața lumii, ei, adică acești înțelepți, nu vor mai sta liniștiți în neputință, arătând către ceea ce nu pot face. E un reflex creștin nenorocit astăzi, în care creștinii se uită, uite, noi nu putem face asta, nu putem face asta, nu putem face asta, gemete, lacrimi, ideea de victimizare se găsește peste tot în lumea creștină. Și aici spune limpede, nu este cazul să mai stați în neputință, arătând spre ceea ce nu puteți face. Îmbrăcând armătura cerească, vor porni la luptă, gata să lucreze și să îndrăznească pentru Dumnezeu, știind că atot puternicia lui va acoperi ce? Nu este vorba că nu avem lipsuri. Nu este vorba că nu avem putere. Așa este, avem lipsuri și nu avem putere. Dar este altceva. A puternicia lui va acoperi lipsurile lor lor această imagine aș vrea să ne urmărească în tot materialul care va urma. A tot puternicia lui Dumnezeu, lângă poporul lui, lângă cei care vor fi curățiți, albiți și lămuriți, vor fi lângă aceia care vor înțelege, în ciuda tuturor blocajelor care sunt astăzi la nivel social, la nivel informațional, la nivel, la nivelul credinței sunt o serie întreagă de blocaje. Dar aceea care vor accepta deblocarea lui Dumnezeu vor sta față în față cu puterea lui. Mediul în ultima vreme ne-a creat o mulțime întreagă de probleme. Problemele de mediu se leagă cu problemele de sănătate. Sănătatea umană vis-a-vis -vis de pandemie, alături de problemele de mediu legate de schimbările globale la nivel de climă. Trăim zilele acestea o ciudată situație în America de Nord. Temperaturi foarte scăzute. Nu dacă puteți să-mi puneți acest, această secțiune, așa-numita așa numita, ciclonul bombă, care este în desfășurare acum în partea de nord a Statelor Unite și în Canada. Mă ajutați? Vă mulțumesc din suflet! Iată, iată cam cum arată schimbarea climaterică în anumite părți ale țării noastre. Deci aproape de noi. Aș, aș fi vrut să îl rulăm puțin. Probabil că l-ați văzut. Imaginele astea sunt luate de acum patru zile. Bun. Încă câteva secunde și vom întrerupe. Întrebarea este, din ce cauza au loc lucrurile astea? În, în general se spune datorită emanației de bioxid de carbon. Pe încălzirea globală e datorită bioxidului de carbon. Bioxidul de carbon se înalță în atmosferă, formează un efect de seră, pământul se încălzește, avem de-a face cu ierni de felul ăsta. Nu, eu nu intru în dispută acestui fapt. Se întâmplă să vedem cu ochii noștri că lucrurile nu sunt cum au fost. Pentru orice om care are ochi, se adică ajunge la concluzia că se întâmplă ceva. Întrebarea este care este cauza? Ce stă în spatele acestor lucruri? Și noi spunem, bioxidul de carbon, stai să vezi că poluarea, stai să vezi că o mulțime de alte lucruri. Mă voi întoarce la materialul nostru și... Uh, vă voi invita să citim ceva din tragedia veacurilor 589. Rock Media să mă ajute cu următorul slide. Slide-ul numărul 5. Ok. Haideți să mergem mai departe. Uh, aici. Tragedia veacurilor, pagina 589. În timp ce va apărea înaintea copiilor oamenilor ca mare medic, care le poate vindeca bolile, el, adică cine? Observați uh, tragedia veacurilor, urmărind modelul biblic, urmărind modelul biblic, spune că el, această forță demonică, va aduce boală și dezastru până acolo încât orașe întregi să fie aduse în stare de ruină și părăsire. Chiar acum el este la lucru. Vreau să vă confrunt puțin. Vede cineva că există o strategie demonică în spatele acestor, acestor răsturnări climatice? Și vă rog să observați că nu. Nu. Nu se observă lucrul acesta. Satana lucrează prin elementele naturii. El a studiat secretele laboratoarelor naturii. Foarte interesant. E de știință, așa este? El a studiat laboratoarele, legile lui Dumnezeu le-a studiat, el vede cum natura construită, creată de Dumnezeu funcționează și s-a amestecat în aceste legi ale lui Dumnezeu. Și își folosește toată puterea pentru a controla aceste elemente atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Foarte interesantă această afirmație. Cât îi este îngăduit. Deocamdată n-are mână liberă. Dar cât îi este îngăduit, se întâmplă. Când i s-a îngăduit să-l chinuiască pe Iov, aici apare tipologia biblică care arată că turmele, cirezile, robii, casele, copiii au fost distruși și Un venind unul după altul. Oare de ce modelul Iov nu este privit de noi în momentul acesta ca fiind model de lucru general al lui Satan? Că dacă am înțelege lucrul acesta, am înțelege două lucruri. Și anume... Cât de fericiți suntem că Dumnezeu ne protejează, punctul numărul 1. Și punctul numărul 2. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu și-ar retrage protecția? Punctul numărul 3. Ne este spus prin Sfânta Scriptură că va veni o vreme când harul lui Dumnezeu se va retrage treptat, dar sigur, de pe pământ. Și în momentul în care harul lui Dumnezeu se retrage de pe pământ, la ce mă aștept? Mă aștept ca El să aibă. Libertate din ce în ce mai mare, libertate de acțiune, libertate de a se manifesta. Din ce în ce mai mult. Citatul dinainte spunea, el este la lucru când? Acum. Mințile noastre care sunt au o formație științifică, formată în școli, la studiul de științe, Mințile noastre au, au fost obișnuite și sunt obișnuite să funcționeze în relația asta cauză de efect vis-a-vis -vis de natură și vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă. Dar noi nu suntem obișnuiți să-L implicăm foarte mult pe satan aici. Uneori ni se pare că e prea mistic. Uneori ni se pare că e prea de tot. Uneori ni se pare că vorbim la nivelul teoria conspirațiilor în momentul în care vorbim de prezența lui Satan care ar putea să facă așa ceva. Cu toate acestea, războiul între bine și rău e o imensă conspirație. Conspirația există. Dumnezeu este acela care ocrotește fapturile sale și le înconjoară pentru a le feri de puterea distrugătorului. Pagina 589. Vă va surprinde citatul care urmează. În India, China, Rusia, în orașele Americii, mii de oameni și femei sunt văzute ca suferind de foame. Mulțumesc. Eu n-am vrut să merg până la dying, până la a muri de foame. Suferind de foame sau murind de foame. Oamenii cu bani, pentru că au putere, controlează piața. Ei cumpără la prețuri joase pe care le obțin și atunci vând la prețuri foarte mari. Aceasta înseamnă foamete, infometarea claselor sărace și va rezulta în conflicte civile. Cum vi se pare India, China, Rusia? Se numește BRICS, așa este? Am evitat să vorbim foarte clar de lucrul acesta pentru că seamănă cu teoria conspirației. Încă o dată aduc în discuție lucrul acesta. Și n-aș dori ca să se încurce lucrurile. Dar, fraților, repet, există o teorie a conspirației. Vă duceți aminte când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit? A existat o teorie a conspirației. Au fost oameni care au făcut planuri împotriva Domnului Iisus Hristos. Au planificat. Au fost oameni care au trădat. Au fost oameni care au stabilit cum să aibă loc lucrurile și au stabilit ca în timpul nopții să aibă loc înărarea domnului Isus Hristos. Au fost persoane politice care s-au amestecat în toată treaba asta. Sinediul și au fost persoane politice care n-aveau nimic cu elementul religios, Pilat. Între oamenii credinței și Pilat s-a făcut o legătură foarte puternică. Au fost bani care s-au dat în stânga și în dreapta, corect? Și nu bani puțini. Soldații au fost plătiți pentru ca să difuzeze minciuni. S-a mințit! Toate aceste lucruri fac parte din teoria conspirației care a funcționat la vremea Domnului Isus Hristos. Va fi o vreme de criză cum n-a fost niciodată într-o națiune. Mulți vor fi purificați, vor fi albiți și vor fi lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul dintre cei răi nu vor înțelege, dar cei răi vor înțelege, cel înțelept vor înțelege, mulțumesc. Textul respectiv este textul cu care am început, este textul din Daniel, capitolul 12, iată-l aplicat aici la aceste stări de lucruri. Omul fără de legi. În aceeași carte, Tragedia Veacurilor, se spune că apostazia națională conduce la ruină națională. Este o formulă pe care Elen White o aplică la ceea ce se întâmplă acum și spune limpede, în momentul în care veți vedea apostazia națională, în momentul acela să vă așteptați la ruină națională. Cele două se combină. Una este cauza, cealaltă este efectul. Noi în momentul acesta suntem la momentul cauzei, apostazie națională, care va fi efectul. Revoluția franceză este un model care avertizează atât Europa cât și lumea civilizată de ce se, de ce se poate întâmpla atunci când lumea se depărtează de Dumnezeu. Din nou tragedia veacurilor 584. Teribile au fost scenele care au avut loc în Franța atunci când ateismul a devenit putere stăpânitoare. Um, poate că nu vedem ascensiunea ateismului foarte clar. Dumneavoastră o vedeți? Ateismul cucerește țările vestice din ce în ce mai mult. Ateismul lucrează împreună cu pluralismul, astfel încât, spre exemplu, Marea Britanie nu mai este o țară creștină. S-a declarat de curând. Adică majoritatea nu mai sunt creștini. Au rămas bisericile, dar sunt goale. Sunt monumente ale trecutului. Președintele Obama a anunțat clar în Statele Unite ale Americii că noi nu mai suntem o. Națiune creștină. Noi suntem o națiune pluralistă. În care toate ideile, orice tip de gândire, funcționează aici. Suntem un creuzet în care adunăm de peste tot și producem împreună ce? Poftiți? Mulțumesc, ăla e creuzetul. A, e adevărat. Dar ce producem? Un soi de babilonie. Noua religie, noua cultură, noua societate. A demonstrat atunci înaintea lumii că a lepădat restricțiile pe care Dumnezeu le a impus înseamnă primirea conducerii celui mai crud dintre tirani. Când legea lui Dumnezeu este dată la o parte, lumea este condusă spre tiranie. Fiți atenți. Trăim astăzi o vreme în care nici măcar toleranța nu mai este toleranță. Nu știu dacă sunteți la curent cu treaba asta. Ați auzit? Am mai vorbit aici, dar vă întreb dacă v-ați întâlnit cu ea. Ați auzit de terminologia toleranță represivă? Cei doi termeni vi se par că, că se potrivesc? Cum poți să comunici o idee coerentă cu doi termeni care se bat cap în cap? Toleranță înseamnă să îl accepți pe celălalt. Represiv înseamnă. Să nu le accepti pe ceilalți. Și atunci emici o nouă structură de gândire pe ideea toleranță represivă. Cum e asta, frate? Că nu înțeleg. Nu contează. Ăsta este noua formă de cultură care se naște azi. Este un fel de, este un fel de limbaj în care nimeni nu mai înțelege. Este o toleranță care îmi dă mie voie să fiu intolerant cu cel care nu este de părerea mea. Eu voi fi tolerant cu toți aceia care sunt de aceeași părere cu mine. Voi fi tolerant cu cultura pe care o reprezint, cu instituția pe care o reprezint, cu compania pe care o reprezint, dar dacă cineva se opune gândirii mele, atunci voi fi represiv. Mulțumesc! În măsura neprihănirii este îndepărtată, este deschisă calea pentru prințul întunericului de a-și întemeia puterea pe pământ. Nici o rătăcire primită de lumea creștină nu se ridică mai îndrăzneț împotriva autorității cerului, nu este mai opusă dictatelor rațiunii nu este mai ucigătoare în consecințele ei decât învățătura modernă care câștigă teren că legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie pentru oameni. Rezultatele stării de lucruri pe care noi le vedem pe teren, războiul, frământările, confuzia, toate sunt rezultatul negării legii lui Dumnezeu și îndepărtării ei. Noiembrie 13, 2022, evenimentul numit Întoarcerea la Sinai. Întoarcerea la Sinai. O chemare profet profetică pentru dreptatea sau dreptul climatic. Foarte interesant ținută de Institutul Interreligios Ilie. Ilie a fost acela care în fața unui popor un întreg a coborât foc din cer. În fața unui popor a arătat intenția lui Dumnezeu. Cu ocazia aceasta s-a spus, vom merge din nou la Sinai pentru a ne inspira în legătură cu ceea ce vrea Dumnezeu vis-a-vis -vis de noi în situația în care suntem. Așteptăm un mesaj divin. În cadrul ceremoniei respective, cele 10 porunci au fost luate, au fost sfârmate, simbolic arătând că n-au fost eficiente. Uite, cele 10 porunci nu ne-au păzit până acum să ajungem în situația asta. Sunt insuficiente. Iar oamenii au venit cu 10 porunci noi legate de încălzirea globală. Acelor, ceea ce mi se pare, mie și ar trebui să fie subliniată, este faptul că sunt 10 porunci Adică nu este vorba de 10 sugestii. Se pregătesc să poruncească. Se pregătesc să poruncească. Cu ce autoritate? Foarte interesant, o lume care nu mai crede foarte mult în Dumnezeu se duce la Sinai pentru ca să se inspire de autoritate divină, pentru ca să poată porunci în locul lui Dumnezeu. Putem să ne așteptăm la vreun fel de poruncă umană în așa fel încât să contrazică 100% porunca lui Dumnezeu? Ne putem aștepta. V-ați gândit că omul fără de legii, care în esență este un om care lucrează împotriva oricărei legi, ăsta este omul fără de legi, da? Este acea, acea Ideologie sceptică și anarhică, care lucrează împotriva oricărei legi. Aparent, în anarhie nu există nicio lege. E corect? Vreau să vă întreb, e corect? Nu e corect. Pentru că cei ce se ridică împotriva oricărei legi, ei instituie legea Că nu trebuie să existe nicio lege, în afară de legea lor. Noi nu putem fără lege. Filozofic. Nu se poate fără lege. Din cauza asta, noi creiem omul fără de lege, care va porunci împotriva legii lui Dumnezeu. Încă o dată, se fac pregătiri pentru ca să se poruncească altceva decât legea lui Dumnezeu. Și datorită faptului că legea lui Dumnezeu este dată la o parte, vă duceți aminte tot anul acesta ce s-a întâmplat în Parlamentul European? Miile acelea, sutele acelea de mii de euro găsite în saci prin apartamentele înalților funcționari din Parlamentul European toate fiind mărturia faptului că nu există oameni cinstiți. Și că Parlamentul European, care ținea predici morale lumii întregi, el însuși este locul celei mai mari corupții. Nu intru în detaliu. Citesc din tragedia veacurilor 586. Curțile de judecată sau de justiție sunt corupte. Conducătorii sunt mânați de dorința după câștig, de iubirea de plăceri senzuale. Juriștii sunt pervertiți, mituiți și înșelați. Adevărul s-a potignit în piața de obște și neprihănirea nu poate să se apropie. Din ce cauză? Instituții care vor să aducă pe pământ justiția, climatică, justiție socială, justiție de orice fel, ele sunt corupte fundamental. De ce? Pentru că înlocuim cele 10 porunci sau poruncile lui Dumnezeu cu poruncile. Forța din umbră. <coughs> De vreme încoace m-a frământat gândul acesta. Care e forța aceea teribilă din umbră care împinge lucrurile în direcția asta? Politici de gen, cum n-au mai fost până acum, promovate peste tot, astfel încât mintea și bunul simț uman sunt aruncate în aer. politici sociale noi, cum n-am mai întâlnit până acum. Desfințarea granițelor naționale, astfel încât națiunile nu mai au granițe, ci se deschid peste tot. Preferențial, nu știu. Dar lucruri se întâmplă. Oameni care ies pe stradă, care fură, care sparg și care nu sunt absolut deloc opriți în violența lor. Și mă întreb, domnule, dar ce se întâmplă? Ideea de justiție nu mai există? Um, o națiune otrăvită, sunt voci care se ridică peste tot. Droguri extrem de puternice, care pot ucide, sunt umplu lumea noastră, pur și simplu. Pentamina este peste tot. Nimeni nu zice nimic. Mă întreb, dumneavoastră puteți continua, etc. Care e forța din umbră? De ce se dorește schimbarea lumii atât de spectaculos? Și de ce anul 2022 chiar a făcut lucrul? În anul 2015, când papa a lansat enciclica Laudato Si, am citit-o aproape indiferent și am zis e, încă o enciclică nu o să o citească nimeni. În 2015, în 2022, sunt șapte ani. După șapte ani de zile o recitesc. Și descoper că principiile enunțate acolo și cu ocazia respectivă sunt urmate cu exactitate în acest ferment social care îl asist azi. Totul, deci citez cuvânt cu cuvânt din Laudatosi. Totul este într-o strânsă legătură, iar noi, ființele umane, suntem uniți ca frați și surori într-un superb pelerinaj, țesuți împreună în dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare din creaturile sale. Nu-i frumos? ce frumos! Și acum urmează. De asemenea, ne unește în acest fond emoțional cu fratele Soare, Sora Lună și Mama Pământ. Numiți. Numiți asta. Numiți-o. E creștinism? Nu. Dați-i un nume. Și întrebați-vă de ce. Mișcarea ecologică este atât de puternică în varianta ei în care se impune acum. Întrebați-vă de ce ne întoarcem la Sinai să rupem cele, cele 10 porunci ale Lui Dumnezeu și să le înlocuim cu altceva. Din ce cauză? Din cauza acestei perspective. Cine are ochi va putea să vadă. Cine aude ar putea să înțeleagă. Cine este în spate? Există o religie modernă care astăzi funcționează ca un aluat, ca un ferment care întoarce pe dos toată societatea noastră. Principiul subordonării proprietății private față de un destinator comun al tuturor bunurilor, astfel fiecare având dreptul să folosească totul, este regula de aur al comportamentului social. Ce e asta? Ziceți repede. Proprietatea privată să fie supusă dreptului comun, în așa fel încât fiecare să folosească după nevoie. E comunism? E fascism? Nu știu ce este. Dar noi venim de acolo. Auziți, teoria creștină nu a recunoscut niciodată dreptul la proprietatea privată ca absolut sau inviolabil. Corect? Corect? Fals! Dumnezeu a dat pământul acesta și l-a pus sub stăpânirea omului nu vreau să spun că omul nu distruge pământul, nu vreau să spun că omul nu abuzează. Este o altă problemă. Dar principiul în sine este fals. Dumnezeu a creat ideea proprietății private. Dumnezeu a dorit ca fiecare om să fie un rege peste o bucată de existență și să o gestioneze responsabil astfel încât această proprietate privată să întregească psihologia umană. Ființa umană, identitatea umană a fost cel mai frumos lucru pe care l-a dăruit protestantismul sau reformațiunea biblică societății moderne, care este luat acum, care este luat acum, care se dorește să fie înlocuit cu ceea ce a fost de multă vreme, ca fiind comunitarismul medieval sau comunitarismul comunist. Duminica, participarea noastră la Eucaristie are o importanță specială. Duminica, la fel ca și sabatul iudaic. De când duminica e la fel ca sabatul iudaic? Poftiți? Nu este. Nu este la fel ca sabatul iudaic. Sabatul iudaic are binecuvântarea lui Dumnezeu, are sfințirea lui Dumnezeu, are inițiativa lui Dumnezeu. Duminica nu are binecuvântare, nu are sfințire, iar inițiativa este inițiativa cui? Aceleași biserici care promovează principiul panteist, aceleași biserici care promovează principiul uh, colectivist și care funcționează acum ca inspirație pentru noua societate post-pandemică. Deci, la fel ca și sabatul iudaic incorrect, este destinată pentru a fi timp pentru vindecarea relațiilor noastre cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu lumea. Duminica este ziua învierii, prima zi a noii creații, ale cărui fructe sunt, iertați-mi pentru greșelile respective, sunt, sunt greșeli sau corecturi automate făcute de, de Google în limba engleză, dar fructe ale cărui fructe sunt învierea, umanității Domnului ca angajament al transfigurării finale al întregii realități create. Din nou cu un limbaj fantastic, te cucerește limbajul. De asemenea, aceasta proclamă eterna odihnă omului în Dumnezeu. Proclamă lucrul ăsta. Eterna odihnă omului în Dumnezeu este acea odihnă închinată lui Dumnezeu. Odihna trebuie să fie închinată lui Dumnezeu, trebuie să fie destinată lui Dumnezeu. Este exact ceea ce vrea Dumnezeu și apare acolo în porunca a patra care a fost ruptă cu ocazia ruperii celor 10 porunci. Înlocuită cu. Dragii mei, în ultima vreme am văzut mai mult sau mai puțin omul fără de legii, dar aș vrea să-l vedem acum foarte clar Am, am, a, aș vrea să-l vedem ca fiind sursă inspirațională pentru unde mergem. Adică cei neprihăniți vor înțelege. Vă rog frumos, haideți să înțelegem. În condițiile acestea, zilele trecute, tot acum patru zile, m-a surprins. Dați-mi voie să închei cu ceea ce voi ruga media să împună de asemenea, a fost surpriza săptămânii acesteia, din punctul meu de vedere. Știți, vom discuta încă câteva minute despre ea, dar auziți-o. Aș, aș vrea ca media să o pună să ruleze puțin. Nu știu, e posibil? Bun, până când, până, când va înceta, până când va începe rularea ei, vreau să vă spun un lucru. Această doamnă, Claudia Mesea Paraschivescu, este o doamnă care este fostă prezentatoare de televiziune. Dragi prieteni, vă salut și vă spun bun găsit! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și astăzi revin cu un fragment din volumul Tragedia veacurilor. A cincea carte din seria Istoria umanității din perspectiva creștină, scrisă de Ellen G. White. O carte deosebită cu un impact foarte profund care te va face să îți cercetezi viața și să te împaci cu Dumnezeu. Capitolul 38. Ultima avertizare. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere, și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis: A căzut, a căzut Babilonul cel mare a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți urgiile ei. Apocalipsa, capitolul 18 acest pasaj din scriptură arată înainte către o vreme când vestirea căderii Babilonului, adusă de cel de-al doilea înger din Apocalipsa 14, versetul 8, trebuie repetată cu adăugirea mențiunii despre stricăciunile care au intrat în diferite organizații religioase, care constituie Babilonul de când a fost dată pentru prima oară Solia, în vara anului 1844. Este descris aici o stare grozavă în lumea religioasă. Cu fiecare lepădare a adevărului, mințile oamenilor se vor întuneca mai mult, inimile lor se vor împietri și mai tare, până când vor fi zăvorâte într-o împietrire necredincioasă. Mulțumesc, media! Spidând avertismentele pe care Dumnezeu le-a dat, ei vor. Am vrut să auziți cu urechile dumneavoastră cum se citește cuvânt cu cuvânt un capitol întreg din Marea Luptă. În momentul în care noi am început să ne îndoim de această carte din care am luat toate citatele pe care le-am folosit astăzi, săptămâna aceasta am văzut-o pe această doamnă care, repet, este o com fostă comentatoare de televiziune, este jurnalistă, se ocupă cu tot felul de lucruri ciudate. Reîncarnarea, mitologie, mistică și așa mai departe, toate lucrurile ciudate le veți găsi. În tratarea ei de până acum, în așa fel încât te întrebi, oare o merita, e corect să facă lucrul ăsta sau nu? Pentru că această doamnă, cu aproximativ 500.000 de followers pe YouTube, începe să citească într-o zi din săptămâna asta, din Marea Luptă, și să o întreb Do Doamnă, ce, -ce te-a apucat? Potiți? Am, zi, am zis, a am început să citească. Pentru că sunt mai multe cărți. Deci, de ce ai început să faci lucrul ăsta? Există dezbateri pro și contra, există posibilitatea ca oamenii, după ce au citit atât de multe lucruri de mitologie și așa mai departe, să creadă că și această carte ar putea să intre în categoria mitologică. Ar putea cineva să creadă, deși nu este așa. Pe de altă parte, dacă voi nu veți striga, pietrele vor striga, se aplică sau nu? Se aplică sau nu? Dacă noi ajungem să ne împodmolim în prezentarea acestor materiale faptul că cineva de undeva dintr-un colț de lume care nu are niciun fel de educație creștină, care nici măcar nu poate să justifice tot ceea ce scrie în capitolul respectiv, începe să citească așa de orbu. Ceea ce nu înțelege cum vi se pare, fraților? Vreau să vă dau curaj. Vreau să vă spun, suntem la un pas de cele mai frumoase lucruri care se pot întâmpla. Suntem îndăm la un pas ca lumea asta, pe care noi o considerăm, într-un fel sau altul, să se trezească în căutare de un adevăr atât de puternic și atât de clar. Încât noi, cei care am găsit tot felul de chițibușuri la nivel teologic și credem sau nu credem, mai mult sau mai puțin, noi să fim lăsați mult în urmă de către cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu acum flămânzi și îl acceptă 100%. Anul 2022 a fost o trambulină spre Isus Hristos din punct de vedere al lumii cum n-a fost înainte. Și iată un alt aspect care aș dori să rămânem. Domnul își face lucrarea. Vreau să te întreb, nu vrei să te înscrii ca factor activ în această lucrare? Pentru mâine? Sau pentru azi? Îți mulțumim, Părinte, că te avem în numele Domnului Isus Hristos, îți mulțumim că te avem ca speranță, îți mulțumim că te avem ca Dumnezeu. Îți mulțumim că te avem ca mijlocitor și mântuitor. Îți mulțumim că te avem ca voivod Mihail, care te ridici, Doamne, în finalul acestei lupte pentru a conduce și a câștiga biruința pentru poporul tău. Îți mulțumim pentru puterea ta nesfârșită pe care o pui la dispoziția noastră. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să nu mai stăm ca un popor fără putere ci să lăsăm, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă puterea Lui peste fiecare dintre noi. Împuternicește-ți poporul, ridică-l, Doamne, la o nouă viață și fă să vedem cu bucurie că Tu ți împlinești promisiunile pentru noi. Fă ca vremea aceasta să fie o vreme de mare trezire a fiecăruia dintre noi. În numele Domnului Isus te-am rugat la sfârșit de an 2022. Fă, Doamne, ca ziua de mâine să fie o zi -o ocazie pe care să o folosim pentru slava Ta și pentru Evanghelia Ta, prin Domnul Isus. Amin.